Salutare, femeie frumoasă și bine ai venit împreună cu mine în călătoria asta de activare, explorare și descoperire a energiei feminine pe cele șapte chakre. Numele meu este Lia Bolte și lucrez de mulți ani de zile cu mii și mii de femei, dar dincolo de a fi ghid și dincolo de a aduce informații și experiențe pentru tine, sunt o femeie. Sunt o femeie care a trecut prin depresii, prin relații abuzive, prin pierdere de sarcină, prin viol, prin extrem, extrem de multe provocări, dar ceva în interiorul meu m-a purtat să mă duc, să mă simt, să mă descopăr. Și asta este, cred, unul dintre darurile noastre feminine. E acel dor în inima noastră, e acea cunoaștere în pântecul nostru, Că există mai mult în viața asta, că există bucurie, că există joacă, că există dans, că există acea efervescență în corpul, sufletul și în mintea noastră. De ce nu? Și trecând prin toate aceste experiențe, am strâns, am strâns meditații. Practici și am creat de-a lungul anilor multe experiențe pentru femei. Și invitația mea este pentru acest program să îți dai voie, dincolo de teorie, dincolo de informații, să te simți. Pentru că există o mare diferență între a ști, între a citi cărți, între a acumula informație și cunoaștere cu mintea, și este total altceva să experimentezi cine ești, cum ești, cum se simte energia ta, cum se mișcă corpul tău și să descoperi ceea ce noi numim femininul sacru, acea parte din tine care te ghidează, acea conectare cu Divinul Mare în care ești în flow, în care ești ghidată, în care ești conectată la acea intuiție și la acea energie mult mai vastă decât mintea noastră poate să, poate să perceapă. Și corpul feminin, în mod natural, este conectat la viață. În momentul în care spun energie feminină, mă uit în natură. Da? Mă uit în capacitatea de regenerare pe care o are energia feminină. Da? Din troiană uscată și gri, cum înverzește și explodează la viață. Mă uit la diversitatea expresiilor pe care, pe care o are energia feminină atât în interiorul meu cât și în exterior. De la vânt, la furtun, la soare, la liniște, la, cascade, la părâuri, la mare, extrem, extrem, extrem de multe expresii ale acestei energii. Energia feminină poate să și are această calitate de mișcare. O fluiditate, o fluiditate în mișcarea corpului, o fluiditate în mișcarea emoțională, o fluiditate în ceea ce exprimă în, în afară și în interior. Și asta este una dintre marile noastre calități, această fluiditate, această mișcare continuă, ceea ce până la urmă creează și acel magnetism, acea atracție pe care ceilalți o au uh, spre noi, uh, femeile. O altă calitate și ceea ce ne este atât de natural nouă ca și femeilor, femeilor este receptivitatea. Avem această capacitate de a simți, de a simți emoțiile noastre, de a simți ceea ce este în exteriorul nostru și a lua ceea ce vine, că, este, că ne place sau nu ne place, că este o emoție pozitivă sau este o emoție intensă, pozitivă sau negativă, dar avem această capacitate de a o simți și a o mișca prin corpul nostru. De a auzi intuitiv anumite lucruri de a prelua și a alchimiza în corpul nostru. Și această receptivitate este extrem, extrem de, de naturală. Mai avem o altă calitate naturală nouă, femeilor, aceea de a crea. Avem această energie da, vitală, energie orgasmică, energie sexuală, energie de viață prin care creăm. Creăm realități frumoase, creăm o masă minunată, creăm o relație, creăm un proiect, creăm frumusețe și iubire în viața noastră, creăm bebeluși. Avem această capacitate receptivă de a lua și de a multiplica și a crea ceea ce, ceea ce vine spre noi. Și... Receptivitatea aceasta, creația și partea de fluiditate face din corpul unei femei atât fizic cât și energetic să fie capabil pentru o stare de bucurie, de orgasm și de extaz. Natural! E, e pus așa prin fabrică în, în interiorul nostru. Și putem să vedem în viața noastră sau poate în exteriorul nostru, această capacitate de extaz și de bliss, poate în momentul în care vedem ceva ce ne atinge sufletul, poate să fie un apus de soare sau un răsărit și a, e acea bucurie inocentă care vine în noi. Poate să fie un buchet de flori pe care îl primim, poate să fie o stare de îndrăgostire, poate să fie în actul sexual această deschidere și a, fluiditatea energiei care de fapt aduce o expresie a energiei de extaz. Și provocarea noastră este că de multe ori uităm sau poate nici nu am bănuit sau nici n-am știut niciodată că această capacitate de a mișca energia, care ea oricum se mișcă noi, dar de a mișca conștient sau această capacitate de fluiditate și de extaz ne este naturală. Și atunci când nu știm sau când uităm, de cele mai multe ori o căutăm în exterior. Poate dacă mă îmbrac într-un anumit fel, poate dacă sunt cu partenerul potrivit, poate dacă mă duc la cursul respectiv, poate, 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 cineva o să-mi spună cum este sau cineva o să-mi o dea, plătesc, cineva să-mi o să dea, dar uităm Că această capacitate este în interiorul nostru, această calitate orgasmică. Suntem multiorgasmice și tantrice prin natura noastră și poate nu știm sau poate am uitat. Și asta aș vrea să explorăm în, în această călătorie prin cele șapte chakre, să descoperim fiecare în ritmul ei și fiecare în practica ei cum se simte. Această energie, da? cum se simte această capacitate naturală, esențială unei femei de fluiditate, receptivitate, plăcere și orgasm. Și sunt foarte curioasă, cum, cum o să experimentați și voi și voi această calitate. Multe dintre noi, ca și femei, trăim în, în povești. Și acum, cel puțin în ultimii ani, sunt foarte la modă poveștile spirituale. Povești care ne țin foarte mult în minte, în a încerca să descoperim de unde, de date ce, ce semnificații spirituale are x XYZ. Încercarea asta de a căuta foarte mult să explicăm cu mintea ceea ce corpul meu trăiește sau ceea ce emoțiile mele trăiesc. Și de cele mai multe ori, ceea ce se mișcă în corp e una, da? și ceea ce fac eu cu mintea sau ce semnificație îi dau este alta. Și invitația mea este, de-a lungul practicilor sau a informațiilor pe care o să le auziți în acest program, să lăsați lucrurile doar să fie fără să le atașați o poveste. De exemplu, dacă într-una dintre meditații, nu știu, simți o tensiune în partea stângă, realitatea este că simți o tensiune în partea stângă. Povestea sau semnificația pe care tu o dai este simt în partea stângă, oare să mă opresc, oare să nu mă opresc, oare este prea mult, nu e prea mult, oare ce înseamnă este un blocaj legat de relația cu femininul, ce pot să fac, cum să respir, vuh, 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 vuh. Și brusc am transformat ceea ce se întâmplă într-o poveste, și am revenit din nou în cap. Și asta în minte, și asta în teorie, ne dă un simț de siguranță. Falsă siguranță, dar ne dă un simț de siguranță. Și ia curaj, e o călătorie de curaj să-ți dai voie să, să descoperi cine ești și să te simți așa cum ești acum, fără să-i pui. Vreo semnificație. <laughs> Și uh, această energie pe care, care se mișcă printr-o femeie este acea energie pe care ceilalți o observă. E acea energie care creează polaritate, care creează atracție, care creează magnetismul ăsta care se poate să fie observat din afară. Și o prietenă de-a mea îi spune aceste energii, îmi strălucesc ochișorii. Deci când îmi strălucesc ochișorii, înseamnă că această energie este trezită, se mișcă prin, prin interiorul meu. Și e important să, să aud și să recunosc că acest ochișor care strălucesc această energie vitală care se mișcă în mine este naturală și în același timp să accept să accept că poate câteodată nu se mișcă, nu, nu are această fluiditate. Și taoistii spun despre această, numesc această energie, energia ci, energie vitală. Energia asta de viață care creează, care întrupează, na? în religie îl avem Duh Sfânt, da? această energie care dă viața acestui corp fizic. Și această energie ci în taoism este văzută așa ca și o călătorie prin corpul unei femei extrem de receptiv. Și taoiștii spun că energia această ci, energie vitală, pătrunde prin tălbi, urcă prin aceste meridiane energetice și apoi, prin toate cele șapte ceacre, urcă și coboară, se mișcă exact ca printr-un bambus. Și care sunt calitățile unui bambus? Pe în primul rând, acest bambus are o structură solidă. Da? Bate vântul, se apleacă, dar nu se, nu se rupe, iar înăuntru este gol. Exact așa și în interiorul meu ca și femeie, acest bambus permite o fluiditate să se întâmple, dar în același timp există acest gol astfel încât energia vitală care vine prin picioarele mele, prin meridiane, să poată să urce și să coboare și să mă hrănească și să dea viață și să aducă această lucire în, în ochișori. În taoism considerăm că acest corp minunat este de fapt acest bambus sau baterie. Energia intră prin, din pământ în corp, urcă prin acest canal central, urcă până spre cer și din cer coboară înapoi. Și practic noi trăim în acest circuit continuu cu natura, cu viața și ne încărcăm continuu. De aceea sunt atât de multe practici care ne spun să mergem desculți pe iarbă sau să mergem la mare prin apă sau să stăm în natură să facem o baie de ci sau să îmbrățișăm un copac. Pentru că avem această capacitate de a primi și de a da înapoi, de a ne regenera și încărca. În tantra vorbim de energie sexuală pentru același tip de energie, iar tantricii sunt un pic mai poetici <laughs> și ei spun Corpul unei femei este precum un fluier la care un bărbat cântă. Și îmi place foarte mult analogia asta, mai ales că în funcție de cât de fluid și curat și Uh, în mișcare este această energie, cu atât muzica va fi mai frumoasă pe care o face bărbatul. Și uh, acest fluier în interior da, vorbește de cele șapte chakre, acele puncte energetice pe care le avem, le avem pe corpul fizic. Avem mult mai multe în celelalte corpuri, dar în corpul fizic avem șapte chakre. Și în momentul în care muzică frumoasă apare, da, este atunci când energia urcă și coboară în mod ușor. <laughs> și se mișcă, și în același timp hrănește femeia și hrănește și bărbatul în, în această interacțiune. Iar în tantra se spune că femeile ar fi singurele care ar fi indicate să fie profesoare sau facilitatoare de tantra pentru că au această capacitate de a simți și de a mișca cu ușurință, fără efort, energie. Plus că au o capacitate mare, cum spuneam, de a lua ceea ce îi se oferă și a genera și a crea și mai mult. Și în partea asta de yoga și ayurveda, avem avem uh, un alt termen pentru această energie ci sau energie sexuală. Termenul pentru aceeași energie este prana, energie vitală, ener energia de conștiință, acel Duh Sfânt care intră în, în corpul nostru. Și în uh, partea asta de Ayurveda, ei vorbesc de peste 72.000 de puncte energetice, de centre, care se mișcă în corpul nostru, în special ca și femei și mai multă mișcare. Și vorbesc de existența a unui canal central, acest canal care urcă de la prima ceacră până la ultima ceacră, acest canal central care, pe care îl numesc șușumna, care este un canal prin care energia urcă și coboară, tot timpul, în mod natural, fără un efort exact. Ca și cum respirăm, ca și cum ne facem digestia, fără să trebuiască noi să intervenim. Și acest canal subșumna este uh, un canal care, dacă stăm să facem comparația cu taoismul, acel bambus, dacă ne uităm la partea de tantra, acel fluier, prin care, în mod natural, această energie de viață urcă și coboară, ceea ce dă zest, ceea ce dă viață, ceea ce dă sclipire unei femei. Și în Ayurveda, yoga, vorbim și de alte două canale. Vorbim de canalul Ida, și pinga, care sunt canalul feminin pe partea stângă, canalul masculin pe partea dreaptă, care urcă în jurul acestui canal central și care la un moment dat se întrepătrund. Și acolo unde se întrepătrund, sunt apar din masculinul și din feminin apare acele puncte energetice pe care le numim chakre. Ceacrele, de fapt, sunt niște motorașe unde există energie foarte multă, specifică fiecarei fiecare ceacre și despre care vom, vom vorbi și vom explora, că asta este și mai important partea de explorare. Și acolo unde se întâlnesc, pur și simplu, avem un potențial creator și un potențial de un mic univers. Și aceste șapte ceacre sunt mici, mici, mari, potente și foarte active centre de energie în interiorul nostru. Și ca și, ca și femei de-a lungul zilei, energia respectivă poate să urce și poate să coboare. În funcție de ce ne întâlnim, de cu ce interacționăm, pot unele ceacre să vibreze mai mult sau, sau mai puțin. Și pentru fiecare dintre noi femeie, Ceacrele noastre au polarități diferite și aici apare polaritatea cu, cu bărbații în momentul în care ceacrele noastre fac o potrivire, minus cu plus, minus cu plus. Sunt precum două baterii și există acea atracție, acel magnetism, acel oh, wow ce-mi place, wow ce mă atrage. Chiar dacă continuăm sau nu pe partea respectivă de atracție, există ceva, există un răspuns între centrii mei energetici și centrii energetici a unui bărbat. Și, în momentul în care explorăm aceste chakre, aceste e important să ne uităm un pic și la polaritatea lor. Prima chakră care se găsește la, la nivelul perineului, între, între vagin și anus, este o ceacră care plus este masculină. Motiv și pentru care energia unui bărbat este plus în față, iar energia unei femei, dar vaginul ei, este receptiv. O femeie pe prima ceacră este în partea asta de a primi, așteaptă să primească, își dorește energia să vină, să umple viața, să o pătrundă, să primească. A doua ceacră, care o găsim două degețele sub, sub uric, este o ceacră specific feminină, este un plus feminin. Motiv pentru care avem pântecul acolo, avem plusul, avem acea burtică, da? acea rotunjime care arată plusul nostru motiv pentru care da, o femeie care este în senzualitate, o femeie care este în joaca ei, în, în partea asta de plăcere, creează atracție. Da? O atracție sau o, ceva ne îndeamnă să mergem spre acea femeie, chiar dacă suntem bărbați sau, sau femei. Există ceea ce francezii spun, quelque chose, da? ceva acolo care mm, ne, ne, atrage. A treia chakra, este o ceacră masculină, da? acea ceacră de putere și de încredere, de aceea noi femeile suntem atrase în momentul în care un bărbat este în energia lui autentică masculină, când aduce încredere și stare de siguranță înăuntrul nostru. Iar pentru noi, femeile, noi suntem din nou în spațiul de receptivitate. Da? În spațiul în care putem să vedem, putem să a, să, să simțim, să absorbim acea energie din, din afară. Ceacra 4, care se găsește la nivelul, la nivelul inimii, este o ceacră specifică, feminină. E un plus feminin. Motiv pentru care și sânii noștri arată acest, acest plus. Avem... A, prin sfârcurile noastre, niște antene prin care împrăștiem această energie mare a, a inimii noastre și motiv pentru care lumea simte să vină de la copii, bărbați, chiar și femei. Mamă, uite ce, ce sunt frumos, ce, ce decolteu frumos! Există o atracție care nu este neapărat fizică, ci mai degrabă este energetică. Acea atracție spre iubirea, compasiunea, starea de siguranță pe care o aduce plinul unei femei. Următoarea ceacră la nivelul Gâtului este o ceacră specific masculină, este o ceacră a clarității și a directivității, de aceea nouă femeile, noi femeile, suntem într-un spațiu receptiv aici. Ne place foarte mult să avem discuții cu bărbații. Pentru că în energia lor ne clarificăm și noi cu prietenele poate putem să vorbim ore în șir și să ne ajungem la o concluzie sau să vorbim toate în paralel stereo, însă în momentul în care vorbim cu, cu, un bărbat sau o persoană în energie, în energie masculină, apare o așezare și o clarificare și o creativitate care vine din acea claritate. Chakra 6 este o chakra specific Feminină, o chakra a intuiției, a clar viziunii, a acestei puteri așa mai șamanice, mai de, de, de a simți lumile nevăzute și este o chakra foarte feminină. Da? Dacă îi spui unui bărbat, simt să o iau la stânga, ca așa simt, <laughs> el o să vrea dovezi și o să vrea să se întrebe de ce. Da? Și există această com Complementaritatea pe care o aducem în, într-un cuplu când ne dăm voie să fim mai mult în partea asta intuitivă și bărbatul vede acest lucru feminin precum un dar Și ultima ceacră, da, ceacra coroană, este o ceacră care ne conectează cu sacrul divin, care ne conectează cu, cu partea asta de existență și care nu are un... Gen, ci pur și simplu este atemporal și fără, fără gen Și în momentul în care vrem să ne așezăm în energia noastră și să trezim partea asta de vitalitate, creație, pasiune și bucurie Este super mișto să putem să ne înțelegem felul prin care venim din fabrică, instrucțiunile de folosire a acestor centri energetici pentru că viața pe care o trăim sau stilul în care trăim această viață ne obligă de cele mai multe ori pe noi femeile să, fim, să ne deconectăm de plăcerea de pe a doua ceacră și să fim mai pe prima ceacră, să, să facem, să acționăm. Ne deconectează de inimă stilul prin care trăim Excel-uri și alergarea pe care o facem. Ne deconectează de asta, de a simți, de a fi în intuiție și ne pune foarte mult pe, pe chakra 3, de a avea tascuri pe care le finalizăm, de a face, face, de a produce, de a face niște rezultate pe care noi nu le simțim. Și atunci, dacă eu îmi doresc sau dacă tu îți dorești să poți să fii mai mult în ceea ce ți este natural, natural înseamnă că vine fără efort. Naturale, esenței tale feminine vine fără efort. Dar Dacă îți dorești și tu acest lucru, pentru că eu sigur îmi doresc, atunci e super fain să te poți așeza în polaritatea ceacrelor tale. Și, evident, viața te pune să acționezi și, uh, și în alte feluri, dar să nu-ți fie. Uh, ceacrele masculine sau energia masculină să nu-ți fie motorul principal prin care îți trăiești viața, ci să-ți amintești că ceea ce este pentru tine natural este ceacra 2, da? de plăcere, bucurie și o să explorăm, chakra inimii și ceacra uh, chakra intuiției. Iar în rest, prima chakra, a treia ceacră și a cincea ceacră, suntem într-o poziție de receptivitate, de a primi, de a asculta, de a simți ceea ce vine spre noi. Că este energia vieții, că este energia partenerilor, că sunt anumite proiecte, întotdeauna este o energie care se, se mișcă. Ah. Mișto, așa că avem mă, partea asta, așa <laughs> construită noi, atât de naturală, de a fi plăcere, de a fi în inimă, de a fi în intuiție, de a mișca, dar totuși viața poate să fie diferită, nu? Poate să avem. Mă un stil de viață încă în copilărie, în care plinătatea noastră, joaca noastră, iubirea noastră a fost judecată sau a fost certată sau a fost blocată, nu țipa, nu mai râde, fi serioasă, învață, în, uh, astea sunt prostii, fă și tu un job din ăsta serios, uh, trebuie să te așezi la casa ta. Diverse, diverse condiționări pe care le avem încă din copilărie, adolescență și apoi viața de zi cu zi încearcă să dreseze această energie de viață plină și faină, să o dreseze în mici cutiuțe. Și blocajele pe care le avem în corp, că sunt contracții, că sunt închideri, că sunt deconectări, pot să arate în diverse feluri, de la nu simt, cum adică tu, cum adică, cum arată, n-am avut orgasm niciodată, sau poate am avut și nici nu știu cum arată, sau poate am avut o dată sau de două ori, sau poate nu mă simt în siguranță, gândesc foarte mult, analizez foarte mult, sunt mult în energie. În energie masculină, vulnerabilitatea și plăcerea mă sperie foarte tare. Uh, blocajele pot să intre de la nivel mental, diverse credințe pot să intre la nivel emoțional, frică de intimitate, duritate foarte mare, până la partea fizică, în care avem boli, în care avem dezechilibre a unui corp care, dacă e să să trăiască așa cum a fost creat, este sănătos și în armonie. Și în momentul în care blocăm energia vitală sau avem anumite blocaje în acele puncte energetice, în acele ceacre, energia nu mai urcă. Și oricât aș vrea eu să fiu în intuiție sau oricât aș vrea eu să fiu în inimă, dacă energia nu urcă, o să-mi dau filme și o să fiu în minte și o să văd unicorn și o să văd culori, dar nu este energie vitală în mine. Și ce e important de știut? Această, acest canal central energetic, da? această energie ci vitală, această energie sexuală, această... Acestă energie prana mereu urcă ascendent. Adică prima chakra se umple, a doua chakra, a treia chakra, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea. Nu pot să fiu aici dacă <gântul> pământul nu dă energia și nu o primesc în interiorul meu. Și multe dintre noi, atunci când blocăm, în special când blocăm prima sau a doua chakra, prin contracții, prin frică, frică de energie, frică de atâta viață, frică de a nu o putea stăpâni, frică de diverse chestii. Energia asta nu mai pătrunde în corp, și atunci când nu mai ai energie care intră, te hrănește și din cer, și din pământ, ce se întâmplă este că ajungi să îți folosești. Ciul primordial, energia vitală cu care tu te-ai născut, bateria, ca o, la mașină, bateria ta interioară. Și în momentul în care folosești această energie care se, se află la nivelul rinichilor, îți consumi vitalitatea. În momentul în care ciul se termină, se termină și viața. Nu poți să mai construiești din nou acea vitalitate primordială. Și la nivelul rinichilor, când folosim doar energia noastră, ajungem la epuizarea glandelor suprarenale, la oboseală cronică, ajungem la dezechilibre hormonale, pentru că suprarenalele fac domino cu tiroida și cu uh, ovarele și cu axa uh, hormonală pe care tu, tu o ai. Și ajungem să. Arătăm obosite, devitalizate, să nu ne putem ridica, să, să fie grea viața. Și poate e normal, nu știu, după o anumită vârstă să nu mai ai atâta, atâta ci, dar vedem zilele astea din ce în ce mai mult acest lucru la femei foarte tinere. Și un alt, un alt fel în care energia asta poate să fie ușor dezechilibrată. Pe lângă partea asta de blocaj și golirea energiei vitale, poate să fie partea de exces. Da? în care o anumită ce anumit, uh, uh, o anumită rotiță din asta energetică produce prea, mult și dă pe din afară, dă, inundă, da, atât pe tine cu emoțiile tale cât și pe ceilalți și unul dintre, uh, un exemplu pe care pot să vi-l dau, de exemplu, chakra, chakra 2 în momentul în care energia este în exces și avem extrem de multă energie sexuală pe care apoi o, 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 o lăsăm așa peste tot, da, și putem să... să să simțim, da, când este prea mult și dă pe din afară, fie prin felul în care ne îmbrăcăm, fie prin nevoile pe care le avem urgente, fie prin felul în care vorbim. La nivelul inimii Partea asta de exces este îndrăgostirea tot timpul, na? îndrăgostirea de oricine Cum ai ieșit și tu la un date, deja ești căsătorită și cu filme, poveștile pe care ne le facem Acest exces pe care îl avem În schimb, la partea în momentul în care avem blocaje, când energia nu urcă, avem o femeie care este uscată Nehrănită, precum o floare, o filită. <laughs> și vedem asta destul de des în viața noastră. Femei care încearcă prea mult să iasă în evidență sau femei care au prea puțin, care sunt nehrănite. Și mi se pare fantastic în momentul în care, în care stau eu cu mine ca și femeie să și mă pot uita fie la partea asta de uscare, de blocaje, de energia vitală nu e în mine, fie la partea asta de încerc să, să mă vadă, să, să ies în evidență cumva, poate, poate, e mult, trebuie să arăt cât am. Când mă uit la astea două extreme, să înțeleg că în interiorul meu, pe acest canal, există o capacitate de a produce energie cii. De a produce energie vitală, de a produce această energie sexuală, de a produce această prana, prin diversele practici pe care le aduc în viața mea. Și înainte de a vă povesti cum putem să aducem aceste practici și să creăm, ci e interesant să ne uităm un pic fiecare la ce înțelegem atunci când auzim energie sexuală. Da? Ce se așează în tine, ce se stârnește. Sunt multe femei care cu mintea, Mama, aș vrea și eu să am energie, să e super mișto, însă în momentul în care încep să simtă, Aaah! e prea mult și să se sperie. Energia sexuală este egal cu energie vitală, este egal cu ci, este egal cu prana și este această energie care creează viață în tine. Este o energie care este conectată atât la pământ, la partea asta de hrană, cât și la starea de conștiință și prezență na, din cer, și care se unesc cu tine. <laughs> în momentul în care ne referim la energia sexuală, nu ne referim doar la energia de pe prima chakra. Da? Ci ne referim la această energie care circulă constant în mine, care îmi dă viață, care îmi sclipesc ochii, care creează acest magnetism și această atracție și, și polaritate. Lumea vrea să mă cunoască, lumea este atrasă de mine, lumea vrea să povestească cu mine lucruri mișto, se întâmplă în viața mea. Pentru că există viață și această viață, <gă> pentru că mi-este naturală, nu o produc. Nu este energia asta, sau energia sexuală, nu este ceva ce pot să cumpăr, nu este ceva ce pot să merg să iau de pe raft, nu este ceva ce poate să-mi dea vreun partener sau vreun facilitator, ci este ceva care există în mod natural în corpul meu. Ce pot eu să fac este să creez mediul propice în care sistemul meu nervos se relaxează. Și pot să generez, da? să pornesc motoarele, să generez acea energie care există în mod natural în înăuntrul meu. Și de care am uitat sau poate nu am știut. Și această energie sexuală, această energie vitală, poate să producă în unele femei frică. Mi e frică că e prea mult, mi-e frică acum ce o să se întâmple, ce o să se miște prin corpul meu? O să prinzi viață. <gântu -i> o să strălucești. Și energia asta sexuală, energia vitală nu e, nu e necesar să o trăiești într-un în mod sexual. Poți, dar energia asta care nu este naturală poți să o trăiești prin artă, prin dans, prin mișcare, prin respirație, prin felul în care îți crezi viața pe care o vrei pentru tine. Da? Emoțiile pe care le, îți dai voie să le trăiești. Deci nu are conotația doar sexuală. Sexual înseamnă creație. Fiecare dintre noi am fost creați printr-un act sexual când femininul cu masculinul s-au întâlnit. Așa că invitația mea este să lăsăm mintea și semnificațiile și toate poveștile pe care le-am atașat sau altcineva ni le-a dat și în aceste șapte zile să ne dăm voie să explorăm precum niște, nu știu, arheologi, curioși, ce este în interiorul meu acum, punct, fără nicio poveste. Și practicile pe care le vom face împreună vor genera un Vor genera această energie vitală și apoi ține de noi să o integrăm, să o lăsăm să se așeze și să nu o dăm în afară, ci pur să nu o blocăm în interiorul nostru de frică, ci să o lăsăm să se așeze. Și ca să generăm ci, ne ajută foarte mult mișcarea. Energia noastră circule într-un corp care este contractat. Picioarele sunt strânse, brațele sunt strânse, contractăm fesele. Nu are cum să miște, pentru că energia orgasmică, energia vitală, are nevoie de spațiu. Acel bambus să fie, să fie gol, are nevoie de bambusul respectiv să fie fluid. Și atunci aducem, incorporăm în viața noastră mișcare. Al doilea lucru care e important, ce mișcă energia, este respirația. Și o respirație conștientă, o respirație abdominală, ne ajută să... Ne ajută energia să poată să se miște prin acele locuri unde poate țesutul este blocat sau tensionat sau acolo unde mintea noastră este tensionată sau uh, unde unde se oprește și respirația deschide, 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 relaxează, astfel încât energia poate să, să se miște. Iar un alt ingredient foarte important în momentul în care vrem să generăm ci, vrem să trezim această energie vitală, este starea de prezență. De a fi aici și acum în corp și a da voie lucrurilor să se miște fără să-i dăm niciun nicio poveste, nicio semnificație. Și dacă stăm să ne uităm, pentru mine a fost fantastic în momentul în care locuiam în Paris, să mă duc în parc și să văd femei și bărbați de 60-70 de ani asiatici făcând practici de tai chi, de qigong, practici taoiste, prin care generau qiun. Și se vedea pe fața lor liniștea, hrănirea, da? în momentul în care generezi energie vitală ce aduce în corpul tău, în viața ta, acea așezare. Acea așezare în ceea ce ție, ție este natural. Și că noi, ca și femei, suntem așezate, nu mai e nevoie nici să dăm în, pe din afară, nici să urlăm, nici să spunem vai cât sunt sau cum sunt, pentru că sunt deja în mine și nu mai e nevoie să, să spun. Și cred din tot sufletul, din experiența pe care o am, că în fiecare dintre noi, Există această capacitate, și dacă nu este activă, putem să o vedem la femei transpusă în tristețe, în resemnare, în acel doliu, în acel doliu de ce am pierdut sau ce n-am trăit. Și aceste emoții pur și simplu arată că există viață în interiorul tău care vrea să fie trăită. Există bucurie, există fluiditate, există mișcare și chiar nu contează vârsta. Important este să găsești acel moment în care să-ți dai voie să trăiești cu ochii sclipind. Așa că abia aștept să fim în această călătorie împreună și să descoperim lucruri noi și să mișcăm energia și să aducem viața în noi.